Am o deosebită plăcere să fim astăzi împreună și mă bucur că putem să deschidem cuvântul lui Dumnezeu pentru a afla cuvântul vieții pentru inimile și pentru sufletele noastre. Aș dori să încep cuvântul de astăzi prin a vă pune o întrebare. Știți că există anumite tipuri de boală pe care nici măcar Domnul Iisus Hristos nu poate să le vindece? Sau aș reformula lucrul acesta. Știți că există anumite tipuri de boli pe care Domnul Iisus Hristos uneori nu poate să le vindece sau, dacă le vindecă, le vindecă cu mare greutate? Știți lucrul acesta? Poate dintr-o dată ați început să vă gândiți, oare ce fel de boală o fi asta? Oare nu cumva sufăr și eu de boala aceasta? Vă spun, frații mei, a fost o ocazie, atunci când Domnul Iisus Hristos a fost pe pământ, în care Domnul Iisus Hristos a întâlnit un bolnav pe care nu a putut să-l vindece de prima dată. Și vă spun lucrul acesta nu pentru a spune o erezie astăzi. Poate că dumneavoastră vă gândiți asta înseamnă că Iisus Hristos nu este atotputernic. Domnul Hristos este atotputernic. Domnul Iisus Hristos poate să vindece orice boală. Însă există anumite boli pe care în ciuda faptului că El este atotputernic, în ciuda faptului că El are puterea de a o vindeca, totuși nu poate să săvârșească minunea de vindecare pentru că este împiedicat datorită unor lucruri. Singura ocazie în care Domnul Iisus Hristos nu a putut să vindece un bolnav de prima dată se găsește în Marcu capitolul 8. Până aici, Domnul Iisus Hristos pe orice bolnav a întâlnit printr-un singur cuvânt sau printr-o singură atingere, l-a vindecat. Nu conta că era șchiop. Nu conta că avea mâna uscată. Nu conta că era mort. Atunci când Domnul Iisus Hristos vorbea, indiferent de ce boală avea sau de ce suferință purta un om, atunci când Domnul Iisus Hristos se atingea de el, omul respectiv se vindeca. Însă de data aceasta, Domnul Iisus Hristos întâlnește un om care suferă de o boală obișnuită, pe care cu altă ocazie Domnul Hristos o vindecase, dar boala aceasta a omului din Betsaida, Domnul Hristos n-a putut să o vindece de prima dată. De ce? O să vedem în continuare. Trebuie să deschidem Bibliile în Marcu, capitolul 8, și să citim împreună de la versetul 22. Au venit la Betsaida, spune cuvântul Domnului, și au adus la Iisus un orb și l-au rugat să se atingă de el. Iisus a luat pe orb de mână și l-a scos afară din sat. Apoi i-a pus cuipat pe ochi și a pus mâinile peste el și l-a întrebat: vezi ceva? El s-a uitat și a zis: văd niște oameni umblând, dar mi se par ca niște copaci. Iisus i-a pus din nou mâinile peste ochi. I-a spus să se uite țintă și când s-a uitat, a fost tămăduit și a văzut toate lucrurile deslușit. O întâmplare din viața Domnului Iisus Hristos care pare banală, frații mei. Domnul Hristos se întâlnea în fiecare zi cu oameni bolnavi. Până în momentul acesta, Domnul Iisus Hristos vindecase nenumărați alți oameni orbi. De multe ori vindecase pe oamenii orbi. Această boală nu era cu nimic deosebită de bolile de care sufereau ceilalți orbi. Și totuși, frații mei, pe acest om orb, Domnul Iisus Hristos nu poate să-l vindece dintr-o dată.
Poate că unii dintre dumneavoastră îmi ziceți, nu, asta a fost tehnica de vindecare a Domnului Iisus Hristos. Dar eu vă spun, frații mei, Domnul Iisus Hristos nu a putut să-l vindece pe omul ăsta de prima dată. Și a pus mâinile peste ochii lui, l-a întrebat dacă vede ceva și omul acesta zice, Doamne, văd un pic mai bine, dar nu văd bine. Nu văd bine. Și aș vrea să vă întreb, frații mei, de ce nu l-a vindecat Domnul Iisus Hristos de prima dată total, definitiv, pe acest orb? De ce? Nu avea putere Domnul Hristos? Avea putere. Și totuși, frații mei, Domnul Hristos nu a putut să-l vindece deodată. Poate credeți că vă spun o erezie. A, nu este erezie, frații mei. Ar fi vrut Domnul să-l vindece deodată, dar nu a fost lăsat de acest om. Și de ce vă spun lucrul acesta? Acest orb suferea de anumite boli care nu se vedeau. Nu orbirea fizică era principala problema lui, ci alte cauze erau cele care au generat orbirea lui fizică, frații mei. Și acele boli căuta Domnul Iisus Hristos să le vindece, dar cu greu reușea să le curățească. Dacă ați fost atenți la pasajul pe care l-am citit, este un detaliu care este de fapt cheia ce ne descoperă interpretarea acestui verset. Ați văzut de unde era originar acest orb? Ați văzut de unde? De unde? Din Betsaida. Sunt puține ocaziile în care Domnul Hristos se adresează unui oraș sau unei cetăți. Domnul Hristos, în perioada cât a fost pe pământ, a vorbit despre Ierusalim. Da? Și a spus, Ierusalime, Ierusalime, dacă ai fi știut tu, da? E, printre orașele despre care Domnul Hristos vorbește în mod direct, unul dintre aceste orașe este Betsaida. Și ce spune Domnul Hristos despre Betsaida? Vai de tine, Horazime, vai de tine, Betsaido. Pentru că dacă s-ar fi făcut în Sodoma și Gomora minunile care s-au făcut în tine, de mult s-ar fi pocăit în sac și cenușă. Frații mei, locuitorii din Betsaida aveau o problemă gravă. Aveau o problemă foarte gravă. În ciuda faptului că de multe ori Domnul Hristos a făcut minuni în această localitate, acești oameni sufereau de necredință. De necredință. Se obișnuiseră cu minunile Domnului Hristos și nu credeau în puterea Lui. Nu credeau că El este Fiul lui Dumnezeu, nu credeau că El este Dumnezeu, nu credeau că El este Mesia, un oarecare vindecător, un oarecare medic ca oricare altul. Dar vreau să vă întreb, suferea acest om de necredință? Suferea? De unde știm lucrul acesta? Ați văzut, pentru că pasajul biblic ne vorbește și ne descoperă faptul că acest orb nu a venit el de bunăvoie la Domnul Hristos. Ați observat? Ați observat ce zice Biblia? A fost adus. Altcineva credea în Domnul Iisus Hristos. Altcineva credea că Domnul poate să-l vindece. Și acest om a zis, bine, hai să încerc și pe asta. Și atunci când a venit la Domnul Hristos, Domnul Hristos face un lucru, frații mei. Nu-l vindecă în cetate, ci îl scoate în afara cetății. Întrebare. Dacă ați fi orb, ați avea încredere într-un necunoscut să-l luați de mână și să mergeți călăuzit de el în afara cetății? Ați avea curaj? N-aș avea curaj. N-ați avea curaj. Nici eu n-aș avea curaj. Frații mei, Domnul Hristos îl ia de mână pe acest om pentru ca să-i mărească credința, să-l facă să creadă, să-l ajute să-l cunoască. Pentru ca în sfârșit să poată să-l vindece. Îl ia din mijlocul celorlalți, din anturajul celorlalți, îl scoate afară, pentru că numai acolo putea să-i câștige încrederea, să-i mărească credința și să-i ofere vindecare. Iubiții mei frați, principala problemă a acestui om era
credința. Necredința, de fapt. El nu credea. Însă această necredință era cauzată de doi factori pe care eu i-am identificat în acest pasaj biblic și pe care aș vrea să îi prezint și dumneavoastră. Sunt două boli extraordinar de grave, de care oamenii suferă chiar și astăzi, care cauzează necredință, și anume orbire spirituală. Aceste două boli, frații mei, sunt două dintre bolile pe care Domnul Iisus Hristos de multe ori ar vrea să le vindece, are puterea de a le vindeca, dar nu poate. Pentru că oamenii sunt atât de tare împământăniți în bolile astea, încât nu pot să lase pe Domnul Hristos să-i vindece. Știți care sunt aceste două boli care cauzează necredință? 1. Domnul Hristos îl ia pe acest orb, îl scoate afară din cetate, îi atinge ochii și îl întreabă: ce vezi? Vreau să vă întreb un lucru. În ce direcție se uita acest om? La Domnul Hristos sau în altă parte? Unde se uita el? La oameni! Domnul Hristos îl scoate din mijlocul necredincioșilor din Betsaida, îl duce în afara cetății special ca să-l scape de influența lor, de necredința lor, îl scoate afară din cetate pentru ca el să fie împreună cu Hristos, și când ajunge în afara cetății, el își întoarce spatele spre Domnul Hristos și se întoarce cu fața tot la oameni. Frații mei, am denumit prima boală ce cauzează necredință, miopie spirituală. Și ce este miopia spirituală? Este boala aceea de care suferă foarte mulți oameni, și anume privirea îndreptată la ceilalți. Privirea îndreptată la ceilalți. Ați văzut cum vede acest om, cum îi vede pe ceilalți atunci când are îndreptați ochii nu spre Hristos, ci spre ceilalți? Ați văzut cum îi vede? Cum îi vede? Ca niște copaci. Cum sunt copaci? Scorburoși, uscați, având nevoie să fie tăiați, cu crăpături, cu crengi care nu produc ceea ce trebuie, fructele nu sunt cum trebuie. Ați văzut? Așa sunt copacii. Unele fructe sunt bune, alte fructe sunt rele. Frații mei, oamenii bolnavi de miopie spirituală au tendința să se uite la ceilalți. Și se uită la ceilalți din două motive. Unu, ca să le vadă scorburile. Nu am întâlnit până acum om, bărbat sau femeie, care să se uite la altcineva și să vadă numai lucrurile bune. N-am întâlnit. De obicei, omul când se uită la altcineva vede numai lucrurile rele. Nu-i place frizura celuilalt, nu-i place îmbrăcămintea celuilalt, nu-i place comportamentul celuilalt, nu-i place cuvintele celuilalt, nu-i place nimic. Și atenție, frații mei, vreau să vă zic un lucru. Miopia spirituală este altfel decât miopia asta fizică, care te duci la doctor să-ți dea ochelari că ești miop. Miopia spirituală, să știți că este tare contagioasă. Miopia fizică nu-i contagioasă, că nu se ia de la om la om. Dar miopia spirituală se ia de la om la om, frații mei. Și omul care este axat pe critică și pe judecarea celuilalt este contagios pentru cei din jurul lui. Și după ce stai o săptămână sau o lună lângă un om din ăsta, nu poți să vezi altceva decât numai rău în ceilalți oameni. Și un om care suferă de boala aceasta, el nu mai poate să vadă binele în ceilalți. Numai scorburile le vede. Numai uscăturile din ceilalți. Acesta un efect al miopiei spirituale. Un alt efect al miopiei spirituale nu este critica, ci este întrecerea. Întrecerea. Ați văzut cum sunt oamenii astăzi? Și-a cumpărat unul o mașină și cel de lângă el:
Nu mai poate să mai meargă cu Trabant dacă celălalt și-a luat Mercedes. Trebuie să-și ia și el Ferrari, da? Și dacă vecinul și-a luat mașină extraordinar de scumpă, trebuie să-mi iau și eu elicopter, pentru că trebuie să-l întrec, frații mei. Dacă și-a construit celălalt casă cu 2 etaje, eu trebuie să-mi construiesc bloc cu 15 etaje. Și dacă vecinul și-a făcut un gărduleț așa micuț, eu trebuie să-mi fac gard cât toată casa. Pentru că așa sunt oamenii astăzi. Privesc unii la alții pentru a se critica și pentru a se întrece, frații mei. Pentru a se întrece. Dar vreau să vă spun un lucru. Când privești la ceilalți, totdeauna vei găsi motive de critică și totdeauna vei găsi pe altul care este mai tare, mai bogat, mai, cum vreți dumneavoastră, decât tine. Întotdeauna. Și ceea ce este cel mai dureros, frații mei, când te uiți la ceilalți, nu mai ai timp să te uiți la Domnul Iisus Hristos. Acesta este primul motiv pentru care Domnul Hristos n-a putut să-l vindece pe acest om de prima dată, frații mei. El avea ochii ațintiți spre ceilalți, spre ceilalți. Să vadă ce fac ceilalți, să se compare cu ei, să se întreacă cu ei. Și lucrul acesta l-a condus, frații mei, la orbire. Vreau să vă întreb un lucru. Omul acesta s-a născut orb sau a devenit orb? A devenit. De ce? De unde știm asta? Exact. De unde știa omul acesta cum arată oamenii și cum arată copacii dacă n-a văzut niciodată? El a văzut în trecut. Nu s-a născut orb, frații mei. El a, odată, în tinerețea lui, în copilăria lui, a văzut deslușit. Și dacă ar fi să vorbim despre miopia spirituală, este posibil ca acest om să fi văzut clar odată în viața lui. Dar faptul că a privit prea mult la ceilalți, faptul că a privit prea mult la greșelile celorlalți, la necredința celorlalți, l-a făcut să devină miop spiritual. Și din cauza asta nu mai putea să-și recapete vederea. Frații mei, e posibil ca eu și unii dintre dumneavoastră să suferim de miopie spirituală. E posibil chiar să venim la adunare și în loc să ne uităm la Domnul Iisus Hristos, să ne uităm la greșelile celorlalți. La greșelile celorlalți. E posibil ca uitându-te la ceilalți să zici, ai, eu stau bine, nu fac ca cu tare și cu tare, nu mă îmbrac ca cu tare și cu tare, nu-mi fac părul ca, da? Dar e posibil că uitându-ne la ceilalți noi să fim mai rău decât ei, frații mei. Omul acesta din Betsaida n-a putut să fie vindecat de Domnul Iisus Hristos până când nu s-a uitat țintă la Iisus. Ați văzut ce i-a zis Domnul Hristos a doua oară? Uită-te țintă la mine. Și când omul acesta s-a uitat țintă la Hristos, a văzut clar deslușit. Frații mei, atunci când te uiți țintă la Iisus, nu mai vezi crăpăturile celorlalți de lângă tine. Atunci când te uiți țintă la Iisus, nu mai vezi păcatele celorlalți, ci vezi crăpăturile și păcatele din viața ta. Pentru că vezi cât de sfânt este Domnul Iisus Hristos și cât de păcătos ești tu. Și atunci când cauți să-ți îndrepți crăpăturile tale, nu mai ai timp să te uiți la crăpăturile celorlalți. Frații mei, suferim cumva vreunul dintre noi de miopie spirituală? Vă spun, dacă suferim de această boală, e grav. Pentru că este una dintre bolile pe care Domnul Hristos cu greu poate să o vindece. Pentru că atunci când petreci prea mult timp concentrându-te pe defectele celorlalți, cu greu mai poți să fii mulțumit de viață, cu greu mai poți să-L cauți pe Iisus din toată inima.
Pentru că omul care suferă de boala aceasta, frații mei, vine la adunare și nu este fericit și nu se întâlnește cu Iisus. Merge acasă și nu este fericit de ceea ce vede în jurul lui. Nu e fericit de familie, nu e fericit de soț sau de soție, nu e mulțumit de copii, nu e mulțumit de vecinii pe care îi are, nu e mulțumit de nimic. Cu toată lumea concurează, cu toată lumea se luptă și niciodată nu ajunge să fie fericit. Omul care se uită la Iisus reușește să fie fericit. Aceasta este prima cauză a bolii pe care aproape nici Domnul Iisus nu poate să o vindece sau poate să o vindece cu greu. Miopia spirituală. Privirea îndreptată asupra greșelilor celorlalți. Iar a doua boală ce a generat necredință în viața acestui om, am numit-o eu autosuficiență cerebrală. Și este ce am numit-o așa? Vreau să vă spun un lucru. Cunoașteți oameni în viața dumneavoastră care ar da orice, măcar să vadă un pic, orbi, oameni orbi, care ar cheltui tot ceea ce au, numai să poată să vadă măcar un pic. Am întâlnit câteva persoane care treptat au fost afectate și vederea le-a fost afectată și cu greu mai puteau să vadă. Și s-au dus la medic și medicul le-a făcut o operație și în urma operației pe care le-a făcut-o, au reușit să vadă un pic mai bine. Și oamenii aceștia spuneau, era atât de fericit când au venit acasă și au zis, măcar pot să mă descurc și eu singur prin casă, să văd și eu de unde vine lumina, să fac și o distinție între un scaun și o ușă. Oameni fericiți care, bine că văd un pic. Și mare lucru, frații mei. Însă, vreau să vă întreb un lucru. Putea orbul acesta din Biblie, după ce a început să vadă un pic, să-i zică Domnului Hristos, Doamne, mulțumesc că nu vedeam deloc, și acum, Doamne, văd un pic, un pic, mare lucru, niciun medic n-a putut să facă lucrul ăsta în viața mea. Mulțumesc, Doamne, putea să-i mulțumească Domnului și să plece? Putea? Putea, fraților. Sunt mulți oameni care se mulțumesc cu atât. Ar vrea mai mult, dar nu se poate. Medicii nu pot să le dea mai multă vedere. Pentru că așa e boala. Însă atunci când vorbim de această autosuficiență cerebrală, frații mei, această autosuficiență este boala oamenilor care se mulțumesc cu viața schimbată pe jumătate. Viața schimbată pe jumătate. Recăpătarea vederii spirituale pe jumătate. Nu vede bine, nu vede deslușit, dar vede mai bine ca înainte. Știți cât de gravă este boala asta, frații mei? Oameni care l-au cunoscut pe Domnul Hristos, au făcut schimbări în viața lor când l-au cunoscut pe Domnul Hristos la botez. N-au mai făcut multe lucruri pe care le făceau înainte. N-au mai rostit cuvintele rele pe care le spuneau înainte. Comportamentul li s-a schimbat. Nu mai mănâncă aceleași lucruri pe care le mâncau înainte. Însă, de când s-au botezat și l-au cunoscut pe Domnul Hristos, nu s-a mai schimbat nimic în viața lor. Iubiții mei, frați, autosuficiența cerebrală, autosuficiența spirituală este grav. Eram în timpul liceului, la sfârșitul anului, întotdeauna se întâmpla că unii colegi de clasă se duceau în fața cancelariei și așteptau unii profesori. Știți de ce? Ca să roage pe acești profesori și să le spună, domn profesor sau doamna profesoară, vă rog frumos, măcar un 5 dați-mi, ca să trec și eu clasă, un 5! Un 5! Frații mei, din punct de vedere spiritual, cu 5 nu se intră în împărăția cerurilor. Mulțumesc! Cu 5, frații mei, nu se intră în împărăția cerurilor. Oamenii care se mulțumesc doar cu viața schimbată pe jumătate, nu sunt oamenii plăcuți lui Dumnezeu. Dacă orbul acesta s-ar fi mulțumit doar să vadă un pic,
Nu ar fi fost suficient. Pentru că Domnul Iisus Hristos vroia să-i ofere o vedere deslușită. Deslușită. Este vorba românească care zice, merge și așa. Merge și așa. E ceva. Nu e bine, dar e ceva. Merge și așa. Merge și așa. Ați văzut ce pot să facă meseriașii care zic că merge și așa? Te duci în câte o casă, pereții strâmbe, acoperișurile nu sunt drepte. De ce? Pentru că meseriașul a zis, decât deloc, mai bine, merge și așa. Din punct de vedere spiritual, frații mei, nu merge și așa. La Iisus Hristos ori ești cu totul, ori deloc. Vreau să vă pun o întrebare. De când l-ai cunoscut prima dată pe Iisus? S-a mai schimbat ceva în viața ta? S-a mai schimbat ceva în viața ta? Pentru că viața împreună cu Iisus este o viață de continuă descoperire și de continuă schimbare, frații mei. În fiecare zi Iisus Hristos vrea să schimbe ceva în viața noastră. A mai schimbat ceva Iisus în ultimul an? Sau în ultimii 20 de ani de când ne-am botezat? A mai schimbat ceva? Pentru că de multe ori în viața creștinilor, viața lor se schimbă numai atunci când se botează. Și după aceea nu se mai schimbă deloc. Oameni care suferă de autosuficiență spirituală. Sunt mulțumiți cu ceea ce au. Sunt mai bine ca ceilalți. Ia uite cum este pastorul din biserică. Sunt mai bine ca pastor. Ia uite, prezbitru. Uite ce boacă n-a făcut. Păi eu sunt mai bine decât prezbitru. Uite fratele de la școala de sabat ce prostie a putut să zică. Păi eu niciodată n-am făcut așa ceva. Sunt mai bine. Dar uitându-te la Iisus, ești mai bine? Ești mai bine? Frații mei, sunt boli pe care Domnul Iisus Hristos ar vrea să le vindece în viața noastră, dar nu poate. Nu pentru că nu are putere, ci pentru că ele sunt atât de tare înrădăcinate în viața noastră. Și noi ne mulțumim cu ele și ne plac, încât îi spune Domnul Iisus Hristos, Doamne, aș putea să văd mai bine, aș putea să fiu mai bun, dar, Doamne, sunt suficient de bun așa cum sunt. Mulțumesc mult! Frații mei, orbul din Betsaida suferea de niște boli de care el era îndrăgostit și de asta nu putea să fie vindecat. Îi plăcea să privească la ceilalți, să le vadă problemele, să se întreacă cu ei. Îi plăcea să se mulțumească spiritual cu nivelul la care a ajuns. Și lucrul acesta îl depărta de Domnul Iisus Hristos. În viața mea și a dumneavoastră se regăsesc astfel de boli spirituale? Se regăsesc? Dacă încă vedem în ceață, este momentul să-L căutăm din nou pe Domnul Iisus Hristos, pentru ca El să ne ofere o vedere deslușită. Dacă încă nu s-a mai schimbat de mult lucruri în viața noastră, e timpul să-L căutăm pe Domnul Hristos ca să ne schimbăm pe deplin, frații mei. Dacă încă Iisus nu locuiește cu totul în viața noastră, a sosit timpul să-L căutăm pe Domnul Hristos și să ne predăm viața pe deplin. Haideți, frații mei, să nu mai privim unii la alții, ci să privim la Domnul Iisus Hristos. Pentru că numai așa se capătă vindecarea față de orbire spirituală. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne analizăm viețile, să-L căutăm pe Hristos, să venim cu credință la El și El să ne redea vederea spirituală deslușită fiecare dintre noi. Amin.